Bine v-am găsit, nici nu s-a instalat bine Marcel Ciolacu în funcția de prim-ministru, că a și început războiul dintre PSD și PNL după ce premierul a refuzat nominalizarea Partidului Național Liberal pentru funcția de șef al Secretariatului General al Guvernului. Un tânăr, Mircea Abrudean, venit din zona Clujului, pe care Marcel Ciolacu a refuzat să îl numească pe această funcție. E bătaie așadar pentru șefia Secretariatului General al Guvernului și ne putem întreba de ce. Pentru că această instituție este de fapt un superminister foarte bănos, care controlează companiile de stat, companii de stat foarte bogate, un loc în care sinecurile politice își găsesc adăpost. Este locul unde se dă undă verde pentru ordonanțele de urgență, semnăturile toate se adună la Secretariatul General al Guvernului. Este un instrument foarte puternic în mâna unui prim-ministru bun, dar dacă PSD are șefia Guvernului, atunci PNL-ul ar trebui să aibă Secretariatul General. Dar în baza cărui protocol? Pentru că niciun fel de protocol nu mai stă în picioare după ce s-a schimbat totul. UDMR a ieșit de la guvernare, PSD a rămas cu Ministerul Transporturilor. Despre toate acestea vor încerca să discute Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă de la ora 15. Pentru că liberalii sunt revoltați, spun că nu vor renunța la numele lui Mircea Abrudean, cel pe care Marcel Ciolacu îl refuză. Se aude și vocea lui Rareș Bogdan, care spune, păi noi am fost de acord să punem în funcția de secretar general al guvernului un penal. Voi nu sunteți de acord cu propunerea noastră. Deci orice, numai lună de miere nu în acest guvern Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu se întâlnește în 30 de minute cu reprezentanții OMV în România. Discutăm și despre mizele acestei întâlniri. După cum știți, în această dimineață, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, s-a aflat față în față cu Marcel Ciolacu și vorbim despre toate. Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră, doamna Ioana Nedogioiu, Spot Media. Bună ziua, vă mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua și eu vă mulțumesc. Domnul Ialomițianu, Gheorghe Ialomițianu, fost ministru de finanțe. Bună ziua, domnule ministru, vă mulțumesc și dumneavoastră. Să rămână. Mulțumesc pentru invitație. Haideți să înțelegem de ce chiar în primele zile ale guvernării Marcel Ciolacu spune nu unui liberal desemnat să ocupe postul acesta cheie în guvern, secretar general al guvernului. Pentru că este exact așa cum ați spus, un post cheie, chiar înainte de apariția acestei super autorități, agenții care controlează companiile de stat, este ficatul guvernului, totul trece acolo. Iar secretarul general al guvernului este întotdeauna, trebuie să fie întotdeauna omul de maximă încredere al premierului. Acum, dacă cineva și-a imaginat că domnul Ciolacu o să accepte un penalist hard care vine din zona Clujului să stea cu nasul băgat în treburile lui, a fost mai naiv decât prevede legea. În timp ce ei se luptau pe dezvoltare, pe medii, să dea afară, pe UDMR-ul de la guvernare, băi, ce scandal nemaipomenit, au uitat să facă niște precizări esențiale. De exemplu, un protocol de stat care se spune cum se face cu funcțiile. Iar acum, sigur că Marcel Ciolacu rezistă la baionetă pentru că este o poziție cheie. În plus, eu auzisem și cred că majoritatea presiei auzise că oricum această poziție va fi mult scuturată de atribuții prin mutarea domnului Neacșu ca vicepremier, care domnul Neacșu va prelua cele mai multe dintre atribuțiile unui SGG-ului, iar SGG-ul va rămâne mai mult o carcasă goală. Dar pentru asta e nevoie și de un om foarte palid acolo, ceea ce domnul Abrudean nu este neapărat. Asta este naivitatea liberală și faptul că ei zboară după fluturi și au senzația că dacă se înfoiază ei și fac ei un pic și arată mușchi și mamă țipă la 3 microfoane, toată lumea leșină. Și ce o să-i fac acolo Marcel Ciolacu dacă nu mă acceptă? Ce pot să-i fac? O să iasă de la guvernare serios, odată că nu-i lasă domnul Iohannis să iasă de la guvernare, că dacă domnul Iohannis a dat gânduri de anticipate, o rezolva de mult, atunci când a propus UDMR și nimeni din coaliție n-a fost împotrivă. A fost împotrivă domnul Iohannis, din câte am înțeles. Ce o să facă? O să iasă și o să renunțe la mediu și la dezvoltare pe care abia au pus mâna și abia așteaptă să împartă? Nu, până la urmă vor înghiți eu gălușul.
Este un prim test de autoritate pentru domnul Ciolacu, pe care îl dă inclusiv în fața propriului partid, atenție, nu numai în fața liberalilor. Este foarte important că el să arate partidului astăzi că este premier, că ia deciziile și că nu este un fel de Nicolae Ciucă reșapat. Iar liberalilor, în rândul lor, ar fi bine să se trezească măcar acum din fandoselile lor și să realizeze pe cine au în față, cu cine guvernează și cum se așează în tranșe. Că nu va deveni mai bine, va deveni mai rău. Domnule Ialomințeanu, Secretariatul General al Guvernului, spuneam, are în subordine companiile de stat, s-a creat o superagenție. Domnul Marian Neașu, fostul secretar general al Guvernului, a fost artizanul acestei superagenții din subordinea Secretariatului General al Guvernului. Ce conține această agenție? Toate companiile de stat. Acum, haideți să vedem din punct de vedere economic mizele bătăliei politice de la SGG. Păi, Secretariatul General al Guvernului, până în ființarea acestei mega agenție, avea în subordine unele companii din domeniul energiei și gazelor și erau numiți oameni în consiliile de administrație. Și sigur că dacă va fi și acea mega agenție, va, în subordinea Secretariatului General al Guvernului, va monitoriza toate companiile cu capital de stat, de la nivel central și local. Dar eu aș merge și mai departe legat de refuzul lui Marcel Ciolacu de a numi pe domnul Abrudean, deși e un tip profesionist echilibrat. Eu am impresia că sunt jocuri și în PNL, pentru că domnul Boloș și el la Ministerul de Finanțe, tot în zona susținut de Cluj și Bihor, domnul Abrudean este susținut de Cluj și Bihor și să nu întărească prea mult această zonă, să nu uităm că Emil Boc stă bine în sondaj și să nu vină cu alte pretenții. Dar totuși pentru premier, pentru fostul premier, pentru domnul Ciucă, va fi o mare problemă dacă domnul Abrudean nu va fi numit, pentru că se va crea o ruptură în PNL, o neîncredere în relațiile dintre fostul premier și actualul premier. Va fi un examen pentru domnul Ciucă în rezolvarea acestei probleme, pentru că vor fi multe nemulțumiri și mai ales la vârful PNL-ului și să nu uităm că Clujul este o organizație foarte puternică și nu va ceda foarte ușor. Și iar nu are ce să-i reproșeze lui domnul Abrudean, pentru că domnul Neacșu este departe de a avea pregătirea profesională a domnului Abrudean. Adică n-a avut o expertiză. Și prin faptul că au subordonat și Ministerul de Finanțe domnului Neacșu, vor fi mari probleme în relațiile dintre PNL și PSD. Chiar dacă domnul Ciolacu vrea să fie un puternic, va avea mari probleme în relațiile cu PNL-ul. Doamna Dogeiu, l-am ascultat aseară pe Pavel Popescu, liberalul care a denunțat primul această supărare legată de refuzul lui Marcel Ciolacu să-l numească pe Mircea Abrudean. Pavel Popescu spunea că vineri PSD-ul a dat niște ordonanțe de urgență prin care în subordinea Ministerului Finanțelor își plasează oameni din partea Partidului Social Democrat. Acum, liberalii ce fac? Stau așa la pândă și se uită cum Marcel Ciolacu și PSD-ul încep să măture ca o tornadă în calea lor toate funcțiile deținute de liberali sau multe dintre ele? Păi câte vreme au un fânt de genii politice ca domnul Pavel Popescu și merită soarta. Ce să vă spun? Asta se va întâmpla. Pentru că liberalii, oricât ultima lor încordare extraordinară de mușchi a fost în fața UDMR-ului, pe care da, l-au mătrășit de la guvernare. Ok, profitând de faptul că domnul Ciolacu nu voia neam să renunțe la transporturi, dar faptul că domnul Ciolacu nu voia, a dat atât de ușor, atât de relaxat s-a comportat în chestiunea SGG-ului, ar fi trebuit să-i pună pe gânduri, dacă, repet, nu erau atât de geniali precum domnul Popescu. Să se întrebe, dar de ce dă atât de ușor și nu se luptă pentru o poziție atât de importantă? Păi de-aia. Pentru că urma să-i mute prerogativele cele mai importante la vicepremierul PSD, în speță domnul Neacșu, care până acum a fost secretar general al guvernului, și se lasă o carcasă goală în care să numească, să vină cineva oarecare, să plimbe trei hârtii, dar neimportante.
E o bătălie pentru putere, dar e o bătălie pentru putere pe care PNL-ul a pierdut-o din start, pentru că s-a concentrat acolo unde nu trebuia, pentru că au pus totul pe cartea lăcomiei extraordinare și le-au pierdut, au pierdut niște detalii care, iată, se dovedesc esențiale. Și pentru că nu au spațiu de manevră, spuneam mai devreme, și ce o să facă? Ce o să facă concret? Ok, o să țipe, o să urle, o să se dea capul de pereți, o să-l trimită pe domnul Popescu să mai dea trei metafore și patru minunății, o să facă, o să se înroșească tot Rareș Bogdan. Bun, și dincolo de asta ce o să facă? O să iasă la guvernare? Da, asta e întrebarea. Vor ieși de la guvernare sau nu? Nu! Nu! În mod evident nu! Odată că domnul Iohannis nu o să-i lase, pentru că domnul Iohannis nu vrea anticipate, domnul Ciolacu a și spus. Dacă ies, mergem la anticipate. E foarte simplu. Cred că se și roagă pentru lucrul ăsta. Și-a dat, și-a făcut exercițiile de imagine, da? Și cu prețurile și imediat, domnul Ialomițean, imediat, vă rog, doamna Dugin. Și-a făcut exercițiile de imagine. El acum își dorește anticipate. Nu mă îndoiesc că domnul Ciolacu și-ar dori decât guvernarea care urmează. Și atunci ce o să facă liberalii? Ce o să facă concret? Ce pot să facă? Da, vă rog, domnul Ialomițeanu. Vor fi dispute în continuare și nu vom avea de a face cu o guvernare bună, deși perioada e foarte grea. Și eu sunt de acord cu doamna Dojoiu că domnul Ciolacu și-a prezentat program electoral, nu program de guvernare, și ar conveni să fie alegeri anticipate, pentru că tot ce a spus foarte puțin va putea rezolva, dar a transmis un mesaj către electoratul PSD-ului: uite, domne, cât de competent sunt și ce vreau să fac. Dar timpul va dovedi că nu va putea face și dacă vor fi alegeri anticipate, este în avantajul PSD-ului. Dar PNL-ul nu va ieși de la guvernare pentru că au Ministerul Dezvoltării Regionale și acolo vor împărți banii. Dar să sperăm că acolo nu va veni o hotărâre de guvern în baza căreia ministrul dezvoltării nu mai poate prin ordin să repartizeze bani pe proiecte Angel Salini. Și va trebui prin hotărâre de guvern totul să treacă tot pe la domnul Neacșu. Iaca. Deci, vedeți, ei au uitat un lucru în tot circul liberal, în tot circul pe care l-au făcut, în toate istericalele lor. Au uitat un lucru, că în guvern nu e democrație. Este probabil cea mai nedemocratică instituție din țara asta în materie de luarea deciziilor. Păi da, pentru că ei spun s-a încălcat protocolul. Asta spunea seară Pavel Popescu. Care protocol? Exact. Care protocol? Că nimeni nu știe care protocol. Plus de asta, asta spuneam, în guvern e democrație, în guvern decide premierul. Da? Da, singur. A, că vorbim, că ne place, că nu ne place, că ne certăm, că nu ne certăm, premierul decide. Premierul decide hotărârile de guvern, premierul decide ordonanțele, premierul angajează sau nu răspunderea guvernului, premierul le face pe toate. Cui nu-i place, pleacă. Asta este principiul de funcționare a guvernului. Nu se votează în guvern. Nu se votează. Deci nu e o instituție, să ne imaginăm că e ca în Parlament, ridică cinci mâna, pat cu un potic. Nu! Se discută în mod normal, lucrurile funcționează consensual pe niște decizii politice, dar nu e că dacă nu premierul decide, cui nu-i place are ușa lui. Bun, liberalii s-au adunat încă de dimineață de la ora 8, aseară după ora 22 erau liberali care postau cazul domnului Pavel Popescu, de unde rezultă că sunt frământați. Ei au stat în aceste zile cu ochii pe monitorul oficial, probabil acolo unde apar numirile oficiale în funcții, să vadă ce face Ciolacu, numește sau nu numește. Nu a numit și au considerat că s-a atins un punct critic. Iar Rareș Bogdan spune, nu vom schimba nominalizarea. Și ce se întâmplă dacă nu vor schimba, domnule ministru Ialomițeanu? O să fie un secretar general adjunct care va fi desemnat interimar să semneze în locul secretarului general. Dar liberalii au uitat că au mai fost cu PSD-ul la guvernare, le-au dat Ministerul Dezvoltării, le-au dat Ministerul Mediului și au numit miniștrii delegați. Le-au dat Ministerul Economiei, au numit ministrul delegat pe energie, ministrul delegat pe buget, adică ministrul de finanțe n-avea bugetul. Adică au numit miniștri delegați cu atribuțiuni pe partea cea mai importantă a ministerului. Și acum totul se va duce la domnul Neacșu, dânsul va
verificator va aproba, trece prin filtru și iar ministrii trebuie să se facă coadă la viceprim-ministru. Deci o să le ia din atribuțiuni și nu pot să decidă. Și ca să înțelegeți cât de mare este puterea premierului, vă aduc aminte un episod, bine, nesuperpozabil, neapărat, putem discuta, însă nu are interesul premierul Ciolacu să fie în această situație. Vă aduc aminte de anul, dacă nu mă înșel eu, 2007, în care, într-o dimineață, toată partea pedelistă a guvernului s-a trezit practic dat afară de la guvernare în momentul în care premierul a cerut vot de încredere în Parlament pentru schimbarea compoziției politice a guvernului. Și aia a fost. Doamna Cojoiu, și cu alegerile europarlamentare, când le-a modificat data. Ministrul Afacerilor Interne n-a mai semnat, n-a contrasemnat hotărârea de guvern. Deci lucrurile astea, când te dai, cine și-a imaginat că domnul Ciolacu o să fie un fel de domnul Ciucă, a făcut un calcul absolut halucinant de greșit. Domnul Ciolacu nu e domnul Ciucă. Domnul Ciolacu e un jucător politic, e președintele celui mai mare partid din țara asta, că ne place sau nu, ăsta e statutul, și care va juca, va apăsa la maximum toate pedalele. Deci să nu cine și-a imaginat că o să fie așa o prietenie cum a fost. Deci ne așteaptă o perioadă de lovituri sub centură, un fel de carusel de decizii și lupte electorale, probabil că totul e în cheie electorală. Domnule Ianomițianu, domnul Ciolacu s-a văzut în această dimineață cu Mugurii Sărescu. Pentru că, vedeți, degeaba se tânguie liberalii și vor să discute rapid cu premierul despre această numire la Secretariatul General al Guvernului, că Marcel Ciolacu și-a făcut agenda proprie. La 10 dimineața s-a văzut cu Mugurii Sărescu, în 15 minute se va întâlni cu reprezentanții OMV. Haideți să le luăm pe rând. Cu Mugurii Sărescu despre situația finanțelor țării. Cum stăm? Ce se poate face? Acum, viziunea celor de la BNR o știm. Acum ceva vreme domnul Sărescu spunea că în România nu prea e sărăcie, că sunt mașini multe care circulă tot timpul. România au bani de combustibil, dar trebuie făcut ceva pentru că România e singura țară cu deficit excesiv din Uniunea Europeană. La ce să ne așteptăm de pe urma acestei discuții? I-a trasat domnul Sărescu niște linii lui Marcel Ciolacu sau invers, Marcel Ciolacu i-a cerut colaborarea în anumite domenii? În primul rând, de un exercițiu de imagine a domnului Ciolacu, convocându-l pe guvernatorul Băncii Naționale, spunând că a luat lucrurile în serios și vrea o colaborare bună cu Banca Națională. Dar a mai dorit ceva domnul Ciolacu. Să îi valideze domnului Ciolacu, domnului prim-ministru, Banca Națională, intențiile de a majora impozitele și taxele. Că domnul Mugurii Sărescu a spus, domnule, aveți un deficit bugetar foarte mare, trebuie să reduceți dacă vreți să reducem inflația. Banca Națională nu are posibilitatea să reducă foarte mult rata inflației și să fie de acord chiar cu impozitarea progresivă, care într-adevăr va duce la scăderea puterii de cumpărare, dar și a inflației, să introducă acea cotă de 1% la marile companii. Banca Națională de multe ori a fost folosită de multe guverne, și în 2010, și în 2013, și în 2015, pentru a valida niște sau a susține niște măsuri pe care și le-au propus guvernele respective. Domnule Ianomițianu, dacă lucrurile ar sta așa, adică pe față, îl avem pe Marcel Ciolacu care spune trebuie redus prețul alimentelor. Adaosul comercial e foarte mare și noi de luni, adică de azi, ne angajăm să lucrăm la ordonanță de urgență prin care trebuie să se reducă adaosul pentru carne, lapte, ouă, etc. Circulă în media o listă ce alimente se vor ieftini și așa mai departe. Mai sunt și oameni la PNL care spun, a, păi dacă vreți să ieftiniți, consultați-vă și cu noi, pentru că o intervenție asupra prețurilor va avea o undă de șoc, va avea efecte în piață în general. Și dumneavoastră ne spuneți că e posibil ca, de fapt, Marcel Ciolacu să fi discutat cu Mugurii Sărescu despre o creștere a taxelor?
O creștere a taxelor, o susținere, că Banca Națională, sigur, că susține acțiunile guvernului, mai ales că urmează un nou mandat pentru domnul Isărescu, sigur că va candida din nou și trebuie să aibă susținerea politică. De multe ori Banca Națională a validat sau a susținut ceea ce și-au dorit guvernele. Și atunci o să spună, domnule, nu aveți încotro, trebuie să îmbunătățiți colectarea printr-o majorare a impozitelor și taxelor, puteți să aveți bani mai mulți pentru investiții, să atrageți mai mult fondurile europene, adică pe ceea ce vrea domnul Ciolacu să implementeze și o să le spună peneliștilor, domnule, dacă Banca Națională ne spune, uite, trebuie să majorăm impozitele și taxele, că avem o mare problemă cu rata inflației și cu deficitul bugetar, voi nu puteți să vă opuneți pentru că altfel vreți rău Românie. Și atunci asigur că domnul Ciolacu va merge în continuare, chiar dacă ministrul de finanțe nu va fi de acord cu majorarea de impozite și taxe, poate într-o dimineață domnul Ciolacu să inițieze un proiect de ordonanță de urgență din partea domnului viceprim-ministru și să aprobă și să judecă. Și iar PNL-ul nu va mai putea să apere cota unică. Degeaba ne declară PNL-ul. Iar da. Banca Națională, sigur că după un timp nu o să mai recunoască că a venit cu propunerile acestea. Așa suntem obișnuiți cu Banca Națională. O să Banca Națională va fi de acord și cu anularea de facilități fiscale și va fi un lucru rău pentru mediul de afaceri, pentru că s-a văzut că și anul trecut au crescut impozitele și taxele și am avut încasări mai mici. Bine, deci, acum sunați că e posibil ca ministrul de finanță să se opună. Nu îl vedem pe domnul Boloș atât de rebel încât dar să se opună. Are posibilitatea. Da. Nici nu are posibilitatea, pentru că ce se întâmplă? Proiectul de ordonanță se poate întocmi la guvern, am mai avut situații de genul acesta, și se pune pe ordinea de zi aprobată de premier și se judecă. Acum, doamna Dogeoiu, dacă Marcel Ciolacu ar avea în vedere o creștere a taxelor și impozitelor, n-ar deconta electoral? Depinde pentru cine. Pentru că există un electorat, electoratul domniei sale, electoratul aur la care se uită atent, sunt electorate care ar aprecia o creștere a impozitării. Depinde încotro o vor ținti. Să nu uităm, pe de altă parte, totuși că cota progresivă este aproape imposibil de introdus de anul viitor. Aproape imposibil. Pentru că nu e în starea NAF-ul de așa ceva. Inclusiv domnul Ciolacu, deci acum mă bazez pe vorbele premierului, nu? A spus, sigur, ne dorim, asta e direcția, doar noi am rămas, dar întâi trebuie să digitalizăm ANAF-ul, pentru că ei știu că va ieși un haos. Adică dacă ANAF-ul nu e în stare să gestioneze cum trebuie ceva mai simplu, vi se pare că va reuși să gestioneze acceptabil ceva mai complicat? Cu siguranță nu. Și atunci nu cred că în direcția asta se va duce. Ceea ce văd eu la domnul Ciolacu sunt niște mișcări de imagine de proporții. De proporții. Își validează funcția, dă impresia de premier frenetic, premierul Duracell. Este peste tot, face de, se întâlnește cu toată lumea, are idei, este un om dintre oameni, nu e așa, nu stă în capul mesei guvernului, stă printre miniștri. Am văzut schimbarea importantă de mise en place la ședințele de guvern. Deci, domnul Ciolacu joacă foarte, foarte apăsat la imagine acum, pentru că e tot ce poate să facă. Și va fi foarte interesantă confruntarea de la ora 15 între Ciucă și Ciolacu, ce tandemul Nicu-Marcel uniți de armonie și bună înțelegere, față în față cu Marcel refuzându-i lui Nicu propunerile. Adică, 20 de secunde. Legat de impozitarea progresivă, e vorba numai de modul de calcul și rămâne pe seama angajatorului. Să nu confundăm cu impozitarea pe venitul global, unde trebuie globalizat și intră ANAF-ul în joc. Deci se schimbă, nu se mai aplică o cotă unică, se aplică mai multe cote. Și lucrurile acestea cad pe umerii angajatorilor, cei care calculează impozitul. Dar nu toți sunt cu contracte de muncă, sunt tot felul de contracte, nu? Nu, adică, doamna Dojoiu, nu e globalizare. Una e impozitul pe venitul global și alta este impozitarea progresivă. Se schimbă numai modul de calcul și avem stopajul la sursă și angajatorul și cel care declară trebuie să calculeze.
Da. Cei care sunt angajați, dar sunt profesii liberale care își calculează singure, da, sunt cei care, cu chirii. Păi, aplică alte cote. Unde e problema? Și dacă vor veni cu o rectificare negativă, pentru că cu asta ei n-au rezolvat nici măcar banii pentru profesori, că a fost un ministru de finanțe. Deci ei vin cu o rectificare negativă. De unde vor lua banii? Da, sunt foarte multe întrebări. Vom vedea și ce se va întâmpla la această întâlnire de la ora 13:30 între Marcel Ciolacu și cei de la OMV. Care este previziunea dumneavoastră, doamna Dogeiu? De ce era nevoie ca Marcel Ciolacu să se vadă așa la început cu cei de la OMV? Pentru imagine. În primul rând, pentru imagine. OMV-ul este extrem de demonizat, nu? Este una dintre companiile dușmane ale poporului. Lumea uită că acum este printre cei mai mari contributori la bugetul de stat, iar înainte de privatizare era una din cele mai mari găuri negre. Da, asta se uită, lucrurile sunt ușor de mișcat în direcția asta emoțională, ne folosesc, ne mănâncă resursele, ne iau banii pe benzină, pe motorină și așa mai departe. Deci este un exercițiu de imagine, ia ca se duce domnul premier și face o ordine cu ei și să vezi ce lucrurile, cum o să meargă de acum strună. E un exercițiu de imagine. Asta e tot ce face domnul Ciolacu. Exercițiu de imagine. Sunt interesante studiile în baza căror acționează domnul Ciolacu. Apare cu Patriarhul Daniel, România au încredere în biserică. Exact. Îi convoacă pe cei de la OMV, pe care românii îi urăsc că nu vor să plătească taxa de solidaritate. Isărescu inconturnabil, inevitabil, trebuie să vedem care sunt finanțele țării ca să știm pe ce ne bazăm. Lui Nicu îi întoarce spatele, schimbă placa, nu mai merge cum mergea înainte, prietenia s-a terminat. Foarte punctate și foarte milimetric calculate toate aceste mișcări politice, aproape ca la manual. Vă mulțumesc mult, facem o foarte scurtă pauză, se anunță coduri galbene, chiar portocalii în continuare în toată țara. Doamna Elena Mateescu, director al ANMN, se alătură după o foarte scurtă pauză. E cod galben de vreme severă în România. Sunt 22 de județe avertizate, sub avertizare meteorologică. Avem o legătură telefonică directă cu doamna Elena Mateescu, director al ANM. Bună ziua, doamna Mateescu, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună ziua! Despre aceste episoade înțelegem că aduc din nou vreme violentă. Vor continua aceste inundații care au făcut deja atâtea victime? Vorbim din punct de vedere meteorologic, de o atenționare meteorologică de cod galben, valabilă până în această seară la ora 22, de această dată pentru zona Carpaților Oriental și Estul Meridionalilor, dar și Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei și Sudul Moldovei. În intervale scurte de timp mai putem acumula în aceste zone cantități de precipitații de 20-25 de litri pe metru pătrat, izolat peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Manifestările de instabilitate atmosferică vor fi caracterizate prin averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu rafale de 55-65 de kilometri pe oră, izolat putând fi vijelii și căderi de grindină. Din punct de vedere al evoluției în următoarele zile, ne așteptăm la o diminuare, cel puțin pentru următoarele zile. Vor mai fi posibile astfel de fenomene, în special în zona montană și deluroasă, dar local și în partea de est și sud-est a țării. Ce este de remarcat, de mâine începând, temperaturile vor fi în creștere. Dacă mâine vom conta pe valori de până la 32 de grade, cu o vreme în încălzire, iată, deja de miercuri, mai ales în partea de vest, la început, o vreme călduroasă, cu temperaturi de până la 33-34 de grade, după care sfârșitul de săptămână să aducă astfel de valori și în regiunile sudice și sud-estice. Și cu siguranță vom consemna creșteri în ceea ce privește disconfortul termic, luând în considerare temperaturile ridicate și, nu în ultimul rând, gradul mare de umezeală. Iar sfârșitul de săptămână, la acest moment, așa cum arată informațiile, pare să aducă din nou manifestări de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, cu precădere mai ales în jumătatea estică. Adică nu putem să spunem că ploile și vremea aceasta severă se vor încheia
după acest episod de caniculă despre care vorbiți? Într-adevăr, după acest episod de caniculă vom avea din nou manifestări de instabilitate, dar și pe parcursul zilelor în care temperaturile vor fi apropiate de pragul unei zile de caniculă, trebuie să menționăm faptul că atunci când vorbim de astfel de temperaturi, asociate și cu un grad mare de umezeală în atmosferă, acești parametri determină ca și ingrediente formarea pe parcursul după amiezelor a sistemelor convective, care pot mai să aducă averse cu caracter torențial, vijelii și căderi de grindină. Reținem disconfortul termic despre care vorbiți pe fondul temperaturilor mari și al acestei umezeli care va continua. E un disconfort termic care se va resimți, mai ales în rândul celor meteosensibili, presupun. Cu siguranță, nu numai în rândul celor meteosensibili, fiecare cred că îl vom resimți la nivelul temperaturii corpului uman atunci când ne apropiem de măsurători în condiții standard de 34, posibil 33 de grade asociate cu gradul mare de umezeală în atmosferă, cu siguranță diferența temperaturii resimțite poate să fie una apropiată de 38-39 de grade. Mulțumesc foarte mult, Elena Mateescu, director al ANM. Ne ducem așadar către temperaturile de vară toridă, 38-39 de grade. Dar asta nu înseamnă că dispar ploile. Vă mulțumesc mult, ne întoarcem după o foarte scurtă pauză. €660.000 de euro, atât costă noul sistem de securitate pe care administrația prezidențială l-a ales. Un sistem de securitate care poate să răspundă atacurilor teroriste, care îl va apăra, acest sistem de securitate îl va apăra pe președintele Klaus Iohannis. Despre alegerea președintelui și despre teama aceasta de atacuri teroriste discutăm de la ora 14, printre altele, vă reamintesc, la ora 15, o discuție importantă, așteptată, între președintele PNL Nicolae Ciucă și premierul Marcel Ciolacu, după ce Marcel Ciolacu a refuzat să îl nominalizeze pe liberalul propus de Ciucă pentru postul de secretar general al guvernului. Despre toate aceste tensiuni, revenim asupra lor de la ora 14.